veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, Doamne, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică citire celor care au căutat să ne ajute în perioada aceasta. Vreau să vă spun că primul enoriaș pe care vreau să-l premiez este un tânăr care promite foarte mult, diaconul Adrian Nicolae, care a fost primul care ne-a dat banii pe care îi strânsese cu atâta dragoste și el a zis: Părinte, eu vreau să dau banii aceștia pentru ca dumneavoastră să vă băgați centrală, să vă băgați caloriferele la biserică. A venit la biserică, a auzit că cineva ne-a donat o centrală și dumnealui și-a strâns bănuți cu bănuți și ne-a dat o sumă totuși considerabilă. Probabil că a mai umblat și pe la tăticul, pe la portofel, sau a dat tăticul. Așa? Și a căutat, a spart pușculița și ne-a dat banii și uite că am reușit să băgăm centrala și cu caloriferele. Mulțumim că... Da. Da. Acum... avem deosebită plăcere să avem rândurile noastre ca în fiecare an și cred că de acum încolo mult timp, așa, pe domnul primar, așa, care va căuta să ne delecteze auzul cu câteva cuvinte despre acești eroi. Mulțumesc, părinte. În primul rând, vă doresc multă sănătate, fericire și tot ceea ce vă doriți. Așa cum spunea părintele paroh Vica, e o mare realizare pentru localitatea noastră că în fiecare an de ziua înaltă a înălțării facem front comun autoritățile publice locale, școală, grădiniță și ne întâlnim aici împreună cu toți în orașe după raza localității. Asta dă dovadă că ne prețuim pe cei care au luptat ca țara noastră să fie liberă și fiecare să decidem în această țară. Încă o dată aduc multe mulțumiri și doresc multă sănătate lui părintele Vica pentru efortul care îl face pentru localitatea noastră. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnule primar, preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragi copii, vreau să vă spun că astăzi nu i-am lăsat la urmă, pentru că cei din urmă sunt cam... așa să zic, și dumneavoastră enoriașii sunteți în sufletul meu, dar i-am lăsat la urmă un piculeț intenționat pe cei din organizația Trebuie, cadre didactice și elevi, care astăzi au ținut cu tot din adinsul să vină aici. Ceea ce vedeți acolo, copiii care stau pe scaune, sunt cupriși în școala specială cu clasele 1-8 și... de fapt, ei învață în cadrul organizației Trebuie, organizație care este fondată de mine și de familia mea și în care activează clasele 1-8 și avem un număr de 24 de cadre didactice. Acum avem o parte din cadrele didactice care au venit și au ținut cu tot din adinsul să fie la această sărbătoare. Acum, domnilor elevi de la școala generală cu clasele 1-8 Clătioara, vă rog să căutați, să ne spuneți poeziile și cântecele care să ne înflăcăreze, așa cum au înflăcărat pe acești eroi care... Are închinată zile eroilor, numită... Ce scuze pentru numită lepte de eroilor. Deșteaptă de române din somnul cel de moarte în care te-adânciră barbarii de tiran, barbarii de tiran.
Așa încât domnul Iordache este cam printre ultimii veterani aici în comună. Trei mai sunt. Așa încât trebuie să căutăm să-l prețuim, inclusiv pe dumnealui și pe cei care încă mai sunt în viață. Domnul Iordache, aveți cuvântul. Onorată adunare, iubiți copii că sunteți cei mai mici, onorată conducere, preasfințiți părinți, încă mai am emoții la vârsta mea, pentru că în comuna Slătioara, venit de 40 ceva de ani, am mai rămas patru veterani mari și lați și abia ne târâm. Batem pasul pe loc în jur de 86, 87, 88 de ani. Ziua eroilor, ca în fiecare an s-a sărbătorit și se sărbătorește în ziua de înălțare a Domnului Hristos și corespunde cu ziua Domnului. Grija urmașilor de toate vârstele este de a ne întâmpina acest eveniment cu mare și cu respectată grija față de cei ce și-au dat viața pentru menținerea și de păstrarea întregii României. Așa cum ne-a lăsat strămoșii noștri în anul 1916, la Mărășești, când hotărârea a zis cu sânge rece că aici nu se trece. Și nu s-a trecut. Un exemplu, în anul 1944, pentru reîntregirea dealului, românii hotărâți până la capăt, urmând la capăt, a obține victoria finală și nici pe aici nu se trece și nu s-a trecut. Încheind aceste grele cuvinte, nu uităm nici acum cum a zis primul strămoș al nostru la 1916, aici nu se trece și nu s-a trecut la Mărășești. Pe Valea Mureșului, în mijlocul Ardealului, ai noștri, cu dragostea de țară, au spus cu sânge rece și nici pe aici nu s-a trece. Nu s-a trecut, Ardealul a rămas întreg, România este întreagă și veteranii s-au împuținat. Dumnezeu să le ajute, să le părăsească pe toate. Mulțumim, domnul Iordache. Viață, dăruindu-ne, Hristos a înălțat la cer. Să-l iserb de lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie Domnului.